Băi, lăsați-mă cum și investe, lăsați-mă cu variantele astea voastre, oamenii mor de foame. Dar ei au nevoie de asta? Nu știu. Am senzația că dumneavoastră nu prea înțelegeți până la urmă despre ce vorbiți. Ai zis, băi, cum ei. Da, da, el adevărat spune, el, noi suntem aici din aceeași gașcă. În ochii 3030, un Barsetca și un Opel Vectra și tu înveți pe alții viață. Te rog frumos. Vampiri. Vampiri, exact. Ce faci cu vampirii? Salutare la o nouă ediție Te Testez. Am mers împreună cu voi la mai mulți afaceriști și am aflat mai multe detalii cum funcționează anumite tipuri de business-uri. Asta vom face și în continuare. Dar ediția de astăzi este una specială, pentru că o facem pentru cei care nu au încă o afacere, dar vor să o înceapă. Pentru cei care poate nu vor avea niciodată o afacere, pentru că vor înțelege că e mai bine să lucreze pentru altcineva și să crească în ierarhia firmei respective și să ajungă în top management. Și poate asta e mai convenabil în dependență de tipul de personalitate pe care îl aveți. Mai multe detalii despre cum să creezi o afacere, despre pașii exacti pe care trebuie să-i faci, despre cum să o dezvolți, despre platformele de promovare, despre factorii cei mai importanți care stimulează creșterea afacerii și despre partenerii potriviți pe care trebuie să-i alegi pentru a începe o afacere, veți afla în această ediție Te Testez. Sper tare mult să vă placă, rămâneți alături de noi. Astăzi avem un business coach, avem un trainer, avem un expert în public speaking, avem un om care a crescut tare multe generații, deși încă e tare tânăr. Rămâneți alături de noi și haideți să-l cunoaștem. Foarte mulți dintre voi deja îl cunoașteți sau poate ați fost unul dintre studenții lui. Bună dimineața! Bună dimineața! Dimineața se trezește toată lumea care nu doar face afaceri, dar care e disciplinată și vrea creștere financiară, profesională. Și nu doar. Și nu doar. Alexandru Bordea. Nu-s fii show, evident. Eu sunt frumoasă sau îți deșteaptă? Cum ai ajuns la asta? Cine e Alexandru Bordea? Începuturile au pornit de la lucru cu tinerii. Prin 2005-2006, când am început primele asociații, obștiești, cluburi de dezbatere, de oratorii, de cash flow, de... Câți ani aveai atunci? 21-2, așa. Ce s-a întâmplat până atunci? Până atunci am fost student, până atunci din asta, de parte de a fi un model de student, pentru că după anul 1, anul 2 l-am făcut așa pe deasupra și după care am dat la fără frecvență pentru a... Aveam încercare din asta de a pleca peste hotare. Cum plecau toți? Era foarte cool atunci să ai o Nokia 3030, o Barsetca și un Opel Vectra. Dar din careva motive, nu am reușit eu ilegal să ajung, a fost nevoit să revin înapoi. Și nu-mi pare rău, pentru că în principiu plecam cu un mindset de om care o să lucrez la construcții, o să-și facă bani de un apartament și de mașină, o să revin, o să căsătorească și o să trăiască mulți ani fericiți într-un job, dar revenind deja am înțeles că probabil domeniul ăsta nu e pentru mine, domeniul construcțiilor sau domeniul, simțeam că e nevoie de lucru cu creierul și nu cu mâinile și cu picioarele și am avut marele noroc să întâlnesc foarte întâmplător o doamnă care era din domeniul asigurărilor, dar ea era o doamnă de elită, Valentina Fiodorovna, o regină, dacă pot să-i spun așa, ca și statut. Doamna asta m-a inspirat foarte mult pentru ca să pot să înțeleg că există și un alt tip de gândire, de oameni, de activitate. Ea m-a implicat în domeniul asigurărilor, un domeniu destul de provocator pentru perioada aia. De ce? Pentru că erau asigurări de viață. Oricine în față îți putea spune piramidă, prostii, pleacă de aici. Cu atât mai mult dacă ești un tânăr care are 20 de ani și tu înveți pe alții viață. Te rog frumos, da? Și în momentul ăsta
Eu, obținând rezultate foarte mari, în două luni făceam cât alții nu făceau în jumătate de an sau într-un an de zile. Eram primul tânăr, că ei nu prea accepta, în grupul lor nu era acceptat să vină oameni mai tineri de 25 de ani. Asta te obliga să crești. Și în momentul, a fost o perioadă de timp în care eram, mă simțeam obligat pe dinăuntru să citesc foarte mult. Cum începi? Cum identifici în tine potențialul de a deveni antreprenor? Care sunt cele două tipuri de oameni și care sunt factorii care trebuie să-ți dea de înțeles? Ești om care trebuie să facă afaceri sau ești om care trebuie să crești profesionist într-o companie sau într-o multinațională, în top management? Atitudinea oamenilor, antreprenorilor, de fapt, și cum poate să-și dea seama omul dacă este antreprenor, din tot ce avem noi ca și experiență, inclusiv din cei care vin la cursurile de coaching, la Angry Business, e faptul că omul ăsta pur și simplu nu poate sta. Deci el nu poate. El, în primul rând, este un pic mai dezorganizat ca un om sistem. Dar ăsta e un om din ăsta care se aprinde foarte repede de orice. Și mai grav uneori pentru sănătatea și pentru partea lui financiară este că el întâi se apucă și după care cântărește. Regretabil e atunci când unii nu cedează unei de idei. Știi, e cazul uneori. Ai un cal mort, dă-te jos de pe el și caută altul. Unii toată viața merg, stau pe același cal mort, dându-i apă, un pic de mâncare, poate asta o învia. Asta e o altă provocare pentru antreprenori, ca să știi să renunțe la un moment dat. Cum a început Angry Business-ul? A cui a fost ideea? Și în ce an a început? Angry, și de unde te-ai inspirat? Cumva am mai mers la câteva evenimente și am zis, este un format interesant, noi ne-am inspirat din Rusia, este un proiect vis-a-vis de ceea ce înseamnă Angry Business și am zis, business poate să facem ceva în Moldova, da. Doar că era și altceva, era Business Days în România, o serie de evenimente și spuneam, e cazul să fie și în Moldova așa ceva. Acolo a început să BizPower-ul ca și proiect, am avut câteva ediții împreună cu Alina și Dumitru Slonovski. Câțiva ani am testat formatul ăsta de BizPower, dar paralel înțelegeam, teoria fără practică e destul de greu de oferit oamenilor și de a obține un rezultat. Și atunci noi am zis, hai să găsim un format în care poate ceea ce este în mințile noastre cu ceea ce este în Rusia și în România să facem o combinație. Făcusem cunoștință cu Olga prin 2013, Olga Țăpordei, și în momentul ăsta deja erau trei, noi cu Alina am început în parte de interviuri să facem, încă nu era clar cum, a intervenit Olga și în trei am definit cam cum ar trebui să arate conceptul ăsta nou a Angry Business-ului. Și din vară până în noiembrie, decembrie, da, am zis gata, ne lansăm, s-a insistat pe lansarea respectivă și am dat drumul în 2013 acestui proiect. Iată, din 2013 până astăzi deja peste 900 de antreprenori. Au trecut cursul ăsta doar ăsta de 8 săptămâni, pentru că sunt câteva mii deja care au trecut toate instruirile. Eu am fost unul dintre studenții Angry Business la un moment dat și Angry Business, vreau să zic că nu te ajută doar să crești o afacere, dar te ajută să ieși și din afacerea care nu e profitabilă și te ține captiv în ea. Eu asta am primit și sunt tare bucuros acum că am ieșit dintr-o afacere neprofitabilă și m-am axat pe a doua, care e și profitabilă, în care am și expertiză, pe care o iubesc și câștig și bani. Și acum pauze de publicitate! Primul pas, să identifici nișa. Cum identifici nișa potrivită ție? Dacă nu ai mai făcut... Dacă n-ai făcut afaceri, dar vrei să fii businessman. Dacă nu ai mai făcut afaceri, trebuie să identifici nișa sau altfel spus ceea ce se cere pe piață. În primul rând ce se cere. Așa. Nu ce vrei tu să dai, dar ce vor oamenii să aibă. De ce? Pentru că sunt foarte mulți antreprenori care spun eu vreau să am o idee genială. Ea nu mai este pe piață. Ea în genere în lume nu prea este. Dar eu cred că ea o să... De ce trebuie să iei de la ce se cere? Pentru că ceea ce se cere tu poți oferi și instant poți ai bani. Tu nu ești investitor, tu ești antreprenor, tu astăzi trebuie într-o săptămână sau într-o lună să faci bani. Al doilea punct foarte important, după ce ai înțeles ce se cere, să faci test. Acest test presupune faptul că ar trebui să faci publicitate, să o duci undeva pe un site sau pe un landing page sau la telefon și să vezi câtă lume ar cere acest produs din promovarea pe care ai făcut-o. Și aici facem zic și spunem că nu trebuie să faceți ca mine, care au cusut vreo 300 de costume și apă s-au gândit, da, să vrea cineva costumele astea să le cumpere. Eu credeam că o să le vrei toți. Exact, dar nu era, poate, da, nu era. Foarte mult afacerea o arsă exact din motivul ăsta, pentru că mai întâi s-a gândit de un produs bun, a făcut o comandă în China, a adus acel container de produse
și așteaptă într-o zi să vândă, dar înțeles că piața nu le cere. De asta mai întâi testezi, faci o publicitate pe un site, vezi câți oameni apelează și după care, dacă este ok, faci celula ideală. Ce înseamnă celula ideală? Celula ideală presupune varianta mică a business-ului tău mare. Așa. 300 de costumi, dar 30 sau 3. Și le fac cineva pentru tine, exact. Nu tu să angajezi 10 faci... oameni, să deschizi afaceri, să faci reparații, să cumperi telaje. Nu, dar de la început, antreprenorii care vor să pășească, ei vor să pășească deodată mare. Să se simte. Adică, așa, da. Eu sunt businessman. Da. Exact. Celula ideală presupune nu saloane de frumusețe, nu rețea de saloane de frumusețe, dar un scaun acasă sau într-un microbirou de 5 metri pătrați, unde cu patentă îți poți oferi acele servicii și să vezi cât de multă lume o să ceară, punând în calcul punctul 2. Deci asta este celula ideală. Dacă celula ideală funcționează și este tot ok, atunci abia începe a crește, asta este 1, și creșterea presupune automat implementare de instrumente. Ce înseamnă implementare de instrumente? Este momentul în care tu începi a face un plan de marketing, în momentul în care tu începi a instala undeva un CRM, un tabel sau chiar un program în care să-ți duci evidența clienților, pentru că în momentul în care lucrezi la celula ideală, tu vezi care sunt procesele, știi de ce ai nevoie de la aceste instrumente și la această creștere. După ce ai făcut acea creștere, 5 este să faci copie sau să faci parte de replicare, cum ar veni, a acestei celule ideale. Abia în momentul ăla. Varianta, după mine, a unui business de succes este atunci când tu celula ideală o poți împacheta în varianta de franciză. Tu e o zi de franciză, toată lumea știe despre asta, dar cum funcționează o franciză mai puțin au văzut. Deci dacă vrei ca businessul tău să devină într-o zi business, asta ar însemna tu să fii antreprenor sau businessman, asta ar însemna să nu fii în oala cu Bosch, dar să fii deasupra și să poți coordona ceea ce se întâmplă, presupune că toate procesele și procedurile în companie trebuie să fie implementate. Ele sunt scrise, funcționează și tu ai plecat. Și orice om nou sau 100 de oameni noi le-a citit și au făcut. Ai plecat de vacanță pe o săptămână sau pe o lună, ai venit înapoi și cel mai bogat om din companie să rămâi tot tu, dar nu contabilul șef sau oricine altcineva. Da? Adică, ar fi dorit. Exact. Deci ai identificat ce vrei să faci, ai testat, merge în cantitate mică, după care ai creat celula ideală, ai crescut, ai multiplicat și faci ceea ce a mers la scară mică, la scară largă. Da. Perfect. Hai să vedem, vorbind de scară largă, eu am înțeles că tu te gândești la un schimb de mașină în viitorul cel mai apropiat. Așa este. Mergem să vedem una. Că tot spuneai că nu prea ai timp să intre la salon. Perfect. Eu ți-am dat un motiv să mergem și să o vedem, să o identificăm și să dăm și o declarație când o cumpără Alex Bordea. Aha. Ok. Let's go. Mergem. Și la ce marcă de mașină te orientezi? Nu, cred că ar fi o variantă să începem cu BMW-ul, chiar dacă am fost fan mulți ani a Mercedes-ului, și vedem ce iese din asta. Am înțeles. Ce te-a determinat să te oprești la astea două branduri? Cu siguranță, până în momentul ăsta. Chiar dacă sunt și alte branduri de altă clasă, deja cum ar veni Rolls-Royce și Bentley, din tot ce este de clasa asta, de Porsche, BMW sau Mercedes, încă mă ține Mercedes-ul și BMW-ul. Noi acum mergem cu șoferul tău, da? Da. Tu practic să conduci mașina singur sau BMW-ul sau Mercedes-ul care o să-l cumperi? Tot șoferul să-l conduc sau tu personal? Șoferul și eu. De ce? Șoferul conduce pe parcursul zilei de muncă pentru că este foarte comod. Foarte mult timp îți economisești și poți să te ocupi de lucruri mult mai importante. Adică deci tu în spate când stai, tu muncești. Lucrezi? Exact. Asta e primul avantaj. Eficientizarea timpului. Absolut. Gândești la lucru, nu la pe unde, cum să nu stai în ambuteiaj, 1-2, pe parcursul zilei cât stai la birou, de exemplu, se întâmplă că e nevoie să transmiți ceva, să iai ceva, să faci lucruri de familie inclusiv. Ce salariu îi dai la un șofer? Cam cât e mediu salariul unui șofer? No, între
5-7 și până 10.000, dar depinde de ce înseamnă șofer, pentru că sunt șoferi curat, da. Sunt șoferi ajutor, asistent, da. Care face lucruri pentru tine și în care ai încredere atunci când trebuie să-l, nu știu, să-i delegi ceva, lucruri pe care, care înlocuiești un asistent paralel cu șoferul. Eu bănuiesc că merită să dai încă vreo 7.000 de lei și să eliberezi un pic de timp pentru a mai face încă 30.000 de exemple. Cu siguranță merită. Și uneori timpul petrecut în ambuteiaj, care în mediu e mult peste 2 ore, de obicei dacă faci mai multe ture sunt și 3-4 ore prin oraș, în întâlniri, de exemplu, dacă nu stai doar la birou, e de timp 4 ore, deci jumătate de zi de muncă în care tu fii învârtești volanul, fii poți să trimiți e-mail-uri, să vorbești, să discuți cu cineva, să faci. Asta înseamnă a delega. Exact. Da? Lucrurile mai puțin importante care ar putea să le facă și altcineva. Da, absolut. Voi ați început Angry Business-ul în parteneriat. Da. Trei parteneri. Ce te-a determinat să accepți parteneriatul ăsta? Primul caz ar fi atunci când tu ai nevoie de creierul cuiva. Sună un pic dur, dar de fapt e un sens destul de profund aici. Sunt necesare câteva calități pe care... Nu, chiar situații în care ori. Prima e atunci când tu ești un bun vânzător și cineva este un bun producător de ceva, da. El nu știe să vândă sau să-și împacheteze produsul și atunci tu spui, faci în felul următor, eu pot să fiu partenerul tău jumătate la jumătate, tu te ocupi de producție, eu mă ocup de vânzare. Noi avem companii mari de producție din țară în care sunt parteneri, unul se ocupă de partea de dezvoltare și vânzări, celălalt de partea de producție. Al doilea, asta e deci de creierul cuiva când ai nevoie. Al doilea moment în care, sau situație în care avea nevoie de un partener este atunci când cauți bani. Când zic de bani, nu zic de 200 de euro de lansare, de creare de logo și nici de uneori 2000 de euro. Zic atunci când tu ai o idee genială și în momentul în care banii pe care i-ai lua de la partenerul tău ți-ar permite să faci de 100 de ori mai mult. Banii ăștia trebuie să iei atunci când ai microcelula ideală de care vorbeam un pic mai devreme. Exact. Și în momentul ăsta tu știi, dacă am rezultat de la un produs 10 lei, dacă aș avea 1 milion astăzi că este cerere, aș avea 10 milioane. Al treilea moment în care ți-ai lua un partener este momentul în care tu ai nevoie de pile. De pile? Pile. Legături. Legături. Așa. Și foarte mulți se plâng în momentul în care își doresc o afacere, spunând, da, dar la Moldova e cu mătrii, tot e cumpărat. Omule, dacă tu încă nu ai cu mătrii, doar problema ta. Moldova e o țară perfectă pentru business, mai ales pentru antreprenori. Foarte mulți oameni la noi au frica de public. Tu ești unul dintre puținii care ai traininguri cu această tematică. Eu întâi am fost impus, am fost în situația în care trebuia să ai profesat. Exact. Direct. Și în momentul în care am fost rugat să le transmit și altora cunoștință, eu zic ok, eu știu cum se face, dar pentru ca să vă explic vouă am nevoie de teorie. Am început cărțile, cursurile, deci cumva să structurez informația. Și a urmat multă, dar foarte multă muncă de voluntariat. Foarte mult se așteaptă din prima să facă bani. Deci eu am o idee genială, spate să-mi plătiți pentru asta. Fă mai întâi gratuit, oferi-le oamenilor valoare, dă-le de înțeles că tu poți să vorbești despre treaba asta și ei o să fie gata să-ți achite pentru asta într-o bună zi, dacă nu astăzi. Da. Și acum spune-le tipsurile. Tipsurile. Primul tips, pentru că top 3 probleme care sunt în oratorie, din toate întrebările pe care le dau la fiecare început de training, unul sunt emoțiile, da. Doi este cum să captezi atenția publicului, pentru că e o provocare să ții atenția oricărui public. Cum să lupți cu vampirii. Exact. Și trei, cum să lucrezi cu provocatorii sau cu vampirii de care spui tu acum. Marea majoritatea oamenilor nu au emoții pentru că au emoții, dar au emoții pentru că au o frică nelegată de evenimentul respectiv. Asta ar însemna el cândva în copilărie a fost educat de ce este corect sau incorrect. Lui de sute sau de mii de ori i-au spus cum ar trebui să arate lucrurile la un moment dat și el astăzi, înainte de a ieși în public, deja se teme să nu greșească. Dacă îți schimbi mindset-ul respectiv, eu o să dau doar o sugestie, ca să nu explic foarte mult, pentru că există mult material deja, să găsească ascultătorii acestei emisiuni fenomenul Vitale în online. Este în YouTube deja, am material, explic ce înseamnă fenomenul vital. Asta ar însemna să conectezi acel
Acea atitudine indiferentă. Îl punem în descriere la videoul de astăzi. Neapărat. Să ai o atitudine mai indiferentă de ce crede lumea. Ar trebui să te orientezi mai mult pe ce vrei să spui tu decât pe ce o să creadă lumea. Niciodată nu o să placi la toți. Pentru că nu ești nici dolar, nici ciocolată. N-ai cum să placi la toți, da? Adică trebuie să-ți placă de tine și atunci lor o să le placă de tine. Asta e primul, vis-a-vis de emoții. Trebuie să poți să faci contraste. Și contrastele presupun orice, de la schimbul de tonalitate, să vorbești mai încet, mai tare, mai repede, mai lent. Să îi faci să ridice mâna, de exemplu, să întrebi ceva prin ridicare de mână, să le dai careva întrebări, inclusiv și retorice. Toate astea fac acel contrast în care oamenii nu stau. Am spus doar... corect, nu e așa? Exact. Foarte bună abordare, da? Adică tot ce face contrast, captează și menține atenția publicului. Și trei, mai erau vampirii. Vampirii, exact. Ce faci cu vampirii? Vampirii trebuie să înțelegi că sunt de două tipuri. Prima categorie din vampiri vin cu clară intenție să-ți destabilizeze prezentarea sau starea ta emoțională, să-ți strice reputația ta sau o companie pe care o reprezinți. Ăștia o să stea cu minți, deci nu o să-i vezi deodată. O să stea cu minți, o să aștepte momentul potrivit și atunci când tu simți ei, nu ești prea încrezut în ceea ce spui, o să intervină printr-o întrebare. Domnul, am și eu o întrebare aici, vă rog. Și mai departe vă spună, eu am senzația că dumneavoastră nu prea înțelegeți până la urmă despre ce vorbiți, știi? Și exact în momentul ăsta tu ești șoc, în momentul ăsta te-ai pierdut, prezentarea ta pleacă de repede. Pentru ei există un instrument foarte bun. Acest instrument se numește legalizarea prezenței lor în sală. Asta ar însemna tu să le spui la început, pentru că știi că presupui că s-ar putea să fie, exact. Tu spui, vă mulțumim că ați venit, stimați participanți, știm că în sală avem și cei din tabăra adversă sau provocatori, vă mulțumesc că sunteți aici, știu că aveți întrebări așa iuți, dar rugămintea mea este să le formulați mai scurt și mai, pentru ca să, tot ce ai făcut tu de fapt, le-ai spălat de pe față masca și îi spun, ăsta știi, suntem aici, ok. Nu exclud faptul că, o să dea întrebări, dar nu o să mai fie același elan, știi? Nu o să mai aibă aceeași dispoziție. Celălalt tip de provocatori, a doua categorie, sunt mufturoșii. Da. Ăștia sunt oamenii care au venit... Dar ce-am mai spus? Ai înspuit da, în ei. El, de fapt, când a venit acolo, a venit cu un singur scop, să-și ia atenția. Dacă el a venit după atenție, dă atenția. Deci sugestia este nu să-i eviți cu privirea, pentru că noi vrem cumva să-i scăpăm de privirea. Da, să-i privești în ochi, anume pe de-așa. Mai mult decât atât, să-i faci prieteni. Să-i faci prieteni, asta ar însemna înainte de prezentarea ta, să te apropii de el și să-i spui, domnul, o să am acolo o intervenție, dumneavoastră înțeleg că sunteți din domeniu, o să puteți interveni dacă o să... Și eu, sigur că da. În începutul de prezentare nu-i dai cuvântul, nu nimic. Doar în începutul de prezentare îi spui, stimat public, bună ziua, vă mulțumim că ați venit. Iată cum vorbeam cu colegul nostru, domnul Valeriu, în pauză. L-ai neutralizat, da? Domnul Valeriu, da, da, el adevărat spune, el, noi suntem aici din aceeași gașcă. Gata. Deci, în momentul ăsta, tu, de cel de care te temeai, l-ai luat în tabăra ta, l-ai făcut prieten. Profesorii la școală, ții minte, erau profesori care aveau provocatori în... Dacă se înțelegeau cu ei la început de an și spuneau, băi, nu trebuie să înveți. Dacă îmi stai cu minte un 5 îți pun și Dumnezeu cu tine. La lecțiile astea întotdeauna era liniște. Pentru că imediat ce se făcea gălăgie, se ridica Valeria, spunea, alo, băieți, vă rog frumos acolo, liniște, respecta. Este așa ceva? Este, este. Și în viață. Doar trebuie să aplici treaba asta și atât. Da, super, super ideea. Informații bune de știut. Dacă nu schimbăm lucrurile, n-aștepta să avem rezultate diferite. Absolut. Când e moment să schimbăm lucrurile astea? Ieri. Ieri. Dar dacă n-ai reușit ieri, azi. Deci, ceea ce vreau să spun, că nu există cuvântul mâine. Da, știi că e un rezultat bun azi, e mai bun decât un rezultat fenomenal mâine. Absolut. Da, chiar azi, și în cel mai rău caz, un rezultat prost azi e mai bun decât un rezultat bun mâine, pentru că azi deja știi cum să faci mâine mai bine. Da. Care e costul automobilul ăsta? 120.000, cât am înțeles. 120.000 de euro. Sunt oameni care o să privească video ăsta și o spună, bă, lăsați-mă cu mașinile astea, lăsați-mă cu variantele astea voastre, oamenii mor de foame, trăim într-o țară unde e corupție și... Asta pentru mulți, nu neapărat pentru toți, dar pentru mulți fiind o scuză de ce el încă nu are așa un scop
și mai grav decât atât, de ce încă nu l-a atins. Care e suma care asigură confort financiar unui om de afaceri bun? O stimire probabil, dar sunt... La noi în țară, păi tu cunoști, da, exact, mai mulți oameni și de afaceri. Zic o stimire probabil, dacă o să spun că sunt oameni care... De afaceri? Și zic de afaceri pentru că el face afaceri peste 5, 7, 10 ani unii din ei și sunt absolut confortabili cu suma de 2-3 mii de euro. În situația în care el deja are un apartament, are o mașină, soția poate are o mașină, copiii merg la o școală sau la o grădiniță și el cu 2000 de euro profit din afacerea lui este absolut ok. Alexandru, a venit timpul declarației. Care-i termenul în care o să te vedem cu mașină nouă? Hai să facem felul următor. Declarația pentru mine ca și serie de mașină, 7, zic eu chiar 7, pentru că sunt orientat la ea, o să fie, astăzi suntem în... Sfârșit de octombrie. Sfârșitul lunii martie. Da. Putem să facem o altă emisiune în care eu deja o să fiu în cu mașina ta nouă. Exact. Dacă până la sfârșit de martie Alexandru Bordea nu are mașina lui nouă, atunci timp de o săptămână, în fiecare dimineață, prima lui postare pe Instagram este reclama Eugen Botnaru Events. Deal. Facem. Ion, poți să vii să tai? Hai să ai și tu poate o reclamă acolo la Bordes canal. Spune-mi cum să-mi cresc afacerea de două ori financiar. Mai întâi să vezi pe ce să pierde timpul. Da. Asta să elimini. Da. Tot ce se poate de delegat să delegi. Da. Și tu să fii polonicul, dar nu cei ce se află în oala cu Borș, de care vorbeam iarăși un pic mai devreme, pentru că noi suntem în proces de obicei. Stadion joacă echipele de fotbal. Dacă trainerul ar fi cel care ar sta la minge, ar putea el să vadă echipa și să spună cine și unde trebuie să stea? Nu, cred. Dar noi suntem, ca și antreprenori, de obicei la minge. Eu astăzi stau lângă vânzător sau sunt cel care vând, eu astăzi fac publicitatea, eu astăzi fac o altă întâlnire pe care o puteam delega sau puteam face într-un alt context sau să nu o fac deloc. Spune la final, pentru oamenii care ne privesc, ce planuri ai de viitor sau... Cât de departe îți stabilești obiectivele? Pe un an, doi sau trei? Termen lung, dacă vorbim. Și care sunt obiectivele? Obiectivele, ele sunt de două tipuri, personale și profesionale. Pe plan profesional, aș începe mai întâi, ele sunt de a crește cifra de afaceri pentru anul viitor de 4 ori. Și de cifra ori. De afaceri mă refer la toate companiile. Odată cu asta își vor schimba și toate restul aspectelor, și unghiul de vedere și rezultatele, inclusiv pe partea personală. De ce? Pentru că îmi planific anul viitor să-mi pot permite deja mai mult timp să fiu plecat decât prezent, inclusiv vacanțe, odihnă sau pur și simplu tot tipul de instruiri. Simt că e necesar deja un alt nivel de instruire și pentru asta e nevoie și de resurse, de timp, pentru ca să nu fii neapărat aici. Și atunci toate lucrurile se vor aranja cam la celălalt nivel. Uite la ei și spune-le, cum să iasă din fuga în roata veveriței și să înceapă viață mai bună? Dar ei au nevoie de asta? Nu știu. De ce pentru zic? Cei care au nevoie de asta. Exact. Cei care au nevoie deja fac asta. Video-ul nostru este pentru cei care se gândesc să facă sau nu. Și nu se gândesc să facă sau nu, dar încă nu au un scop foarte clar stabilit. Dacă nu aveți scopul, fixați scopul. Dacă aveți scopul, tot ce nu ține de scopul vostru, eliminați. Și atunci rezultatele sunt garantate. Dacă aveți problemă, veniți la noi, semnăm declarația și dacă nu o îndepliniți, ne dați nouă vreo 1.000, 2.000 de euro, 5.000. Vedem noi cum acolo, ne înțelegem.